Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite a publicat la sfârșitul săptămânii trecute concluziile unei comisii de anchetă care a declarat că, cităm, ocupația israeliană este ilegală conform dreptului internațional. Comisia a publicat deja un prim raport în luna iunie a acestui an în care concluziona că israelienii evrei sunt cauza fundamentală a conflictului israelo-palestinian. În concluziile sale actuale, așa numiți experți ai comisiei de anchetă s-au concentrat pe prezența ilegitimă a Israelului în teritoriile în litigiu, inclusiv districtele din Cisjordania, din Iudeea, Samaria și Valea Iordanului, precum și înălțimile Golan și Ierusalimul de Est. Merită subliniat faptul că absurditatea constatărilor comisiei este aparent detașată de realitate, atât pe teren cât și din perspectivă istorică. În plus, cei trei membri ai săi sunt cunoscuți pentru activismul și retorica anti-Israel, unul dintre membrii comisiei și anume Milun Kothari, punând la îndoială în mod public chiar și apartenența Israelului la Națiunile Unite. Ministerul israelian de externe, care a respins concluziile raportului, a evidențiat ilegitimitatea comisarilor care au făcut comentarii antisemite și s-au implicat în mod proactiv în activismul anti-israelian. Săptămâna trecută a avut loc o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, care a dezbătut cea de-a 20-a aniversare de la adoptarea rezoluției 1325 privind femeile, pacea și securitatea și care a atras în mod firesc atenția multor dezbateri asupra atrocităților comise de regimul Ayatollah de la Teheran. Ca răspuns la numărul tot mai mare de condamnări și acțiuni împotriva Iranului, reprezentantul adjunct al regimului Ayatollah la Organismul Mondial a atacat Occidentul, spunându-i să se ocupe de propriile probleme. Ceea ce sfidează orice logică este faptul că într-un moment în care Republica Islamică Iran își reprimă brutal cetățenii în general și femeile în special, Iranul rămâne membru al Comisiei Națiunilor Unite pentru Statutul Femeii. Este important să amintim faptul că regimul Ayatollah este convins că demonstrațiile care au loc în Iran nu au nimic de a face cu uciderea lui Mahsa Amini de către Poliția Morală a Republicii Islamice. Mai degrabă, regimul consideră că săptămânile de tulburări sociale sunt o conspirație occidentală. Criza sociopolitică din Regatul Unit este urmărită în direct în toată lumea, presa de știri analizând situația haotică atunci când premierul Liz Truss și-a dat demisia după doar 44 de zile petrecute la putere. Partidul Conservator a declarat că va alege un nou lider al guvernului în 7 zile. Opoziția cere alegeri anticipate. Ce cred creștinii evangheliști din Marea Britanie despre situația țării? Ce speră să vadă la viitorul prim-ministru? Liderii creștini deplâng degradarea adevărului în discursul public și aroganța observată în ultimele săptămâni. Ei se roagă pentru un nou lider cu integritate, înțelepciune, onestitate și competență. Peter Lyons, directorul britanic al Alianței Evanghelice, a spus că este nevoie de un prim-ministru cu claritate a viziunii. Fără viziune, poporul piere. Politica recentă a fost foarte reacționară, fără o viziune clară asupra problemelor mai profunde din jurul familiei, comunității și prosperității. El a mai atras atenția că problemele curente ale populației trebuie să fie pe agenda politicienilor, care ar trebui să renunțe la aroganță. Oamenii se întreabă cum își vor plăti facturile la electricitate, creditele ipotecare și când le va veni rândul la cozile și pe listele masive de așteptare ale sistemelor naționale de sănătate, a concluzionat Andrew Flanagan, care conduce inițiativa pluripartid Christians in Politics. Rusia își folosește forța, inclusiv dronele de fabricație iraniană, pentru a distruge infrastructura civilă esențială din Ucraina. Până acum peste 30%, iar unele surse spun chiar 50% dintre centralele electrice ale țării au fost distruse. Asta înseamnă că poporul ucrainean se confruntă cu o iarnă lungă și rece, fără putere de a-și încălzi casele. Este noua strategie a armatei ruse în războiul său de 8 luni împotriva Ucrainei, un plan de a îngheța populația până la moarte în această iarnă. Corespondentul CBN News, Chuck Holton, relatează de pe teren că în Kiev autoritățile opresc luminile stradale, cerându-le oamenilor să limiteze utilizarea energiei electrice și avertizează că pot apărea întreruperi de curent. Liderii evanghelici fac un apel la rugăciune pentru Ucraina, acum în prag de iarnă, situația fiind dificilă. În acest război nu au de suferit politicienii care l-au declanșat, nici măcar armata care îl pune în practică, ci mai ales populația civilă, care nu are nicio armă pentru a se apăra decât rugăciunea ca acest război dificil să se încheie.
Alfa Omega.